Așadar, seara și bine ați venit la program online cu exerciții de matematică. Așa, așa este. Și bine ne vedem. Facem acum o lecție împreună, clasa a patra și clasa a cincea. Și atât ce am gândit, Daria, este ziua frumoasă pentru tine. Tu din mulți ai dorit așa să faci fracții, pentru că din când în când mai tot îți spunea, nu facem acum de fracții, da? Pentru că Daria a intrat în temă cu chestia asta. Cristina este cea care este la lecția de zi astăzi, acum, la fracții. Și hai să vedem prima problemă care o avem. 1. Adunarea, scăderea fracțiilor. Deci adunarea, scăderea fracțiilor. Două sau mai multe fracții, dar noi procedăm cum? Concret. Trecem la treabă și acolo ne dăm seama exact cum trebuie să procedăm. Iată, Cristina și Daria, 1 pe 3 plus 2 pe 5 este egal cu. Să te întrești un pic, Cristina, nu? Da. Că nu au același numitor. Cum facem? Păi pe 5 îl amplificăm, adică pe 5 îl trecem în partea cealaltă și pe 3 partea. Alte cuvinte, amplificăm prima fracție cu 5 și știm să facem asta, amplificăm și numărătorul și numitorul, da? Da. Că vrem să ajungem la același numitor, visul nostru ăsta este. Și cu 3 aici. Da? Și face cât? 5, vorbește... 5 pe cât, Daria, te rog? 5 pe 15 plus 6 pe 15, da. Care este egal cu 11 pe 15. 11 pe 15. Deci vedeți că nu au același numitor, căutăm să le aducem la același numitor. Visul nostru ăsta este să avem același numitor. Pentru că în clipa în care avem același numitor, toată treaba este perfectă, rezolvat, pentru că cu numărătorii facem exact ce ne indică acolo, da? Bun, dacă o să avem 1 pe 6 plus 3 pe 5 minus 1 pe 10. Dacă o să avem așa o operație, căutăm un număr care să se bate la toate, 30. Și la 6, și la 5, și la 10. 30. Și Cristina, Daria și vine repede, 30. Îmi place foarte tare, are o viteză de reacție. Nu îți place, Cristina? Da. Deci ne surprinde foarte repede. Deci ea nu mai stă pe gânduri și observă că numărul la care... Deci pe prima cu 5, a doua cu 30 6... 30 împărțit la 6 cu 5. Și cu 3. Aici cu 6 și apoi aici 3. Cu 3. Da? Și o să am 5 pe 30. 5 pe 30 va fi. Plus 18 pe 30. Pe 30. Minus 3 pe 30. 30. Da. Și... Minus 18, am rămas să vorbesc, da? Minus 3 pe 30. Minus 3 pe 30. Și este egal. Acum au același numitor, punem numitorul comun. 30. Egal cu 23 pe 30. De ce, de ce 23? Pentru 15 și 18, da? 23. Și... Dar ia, punem un singur numitor. Corect. A, da, facem. Deci 23. 23 minus 3 pe 30. Care este egal cu 20 pe 30. 20 pe 30, care înseamnă ce? Nu lăsăm așa cum îmi place. Care îl împărțim la 10 și 10. Așa, și face 2 pe 3. De acum o să pășim etapa asta intermediară când amplificăm pe fiecare din 30-30. O să punem un singur numitor, nu mai are rost să mai scriem. Nu? Da. O să punem un singur numitor, Daria, uite-te, te rog. Și la numărători am amplificat, deci 5 ori 1, 5, minus 3 ori 6, 18, minus 3 ori 1, 3. Da? Concret, iată cum vom proceda în etapa următoare. 4 pe 7, minus 5 pe 21, plus 4 pe 9, este egal cu? 20 nu se împarte la 7, nici la 21, nici la 9. Ar fi fost deci, 3 dacă ar fi și fost 6. Deci, la cât ne-ar fi gândit dacă ar fi fost... Dacă ar fi fost... comentează pe Cristina. Dacă ar fi, dacă ar fi 6... Deci, în loc de 7, dacă ar fi fost 42. Cât? 42. Se împarte la primele două, dar la 9 nu. La 9 nu. Da.
Hai să vedem, hai să vedem. Cine să se împarte la 7? Era mare, da? Numărul mare se împarte. Și la 7, și la 21, și la 9. Deci ne gândim la un număr care se împarte și la 7, și la 21, și la 9. Da? Ia să văd ce idee aveți. Gata. Cât? Prin 63. Nu prin. 63 este, că nu prin el se împarte, ci el se împarte. 63. Da? De 63 este numărul. Dar cum l-o fi găsit, Daria? Hai să ne spună. Vrei să s-o rugă să ne spună? Cum te-ai gândit? Păi m-am gândit că 7 și 9 se împarte la... adică 63 se împarte la 7 și 9 și am făcut 63 împărțit la 21 și mi-a dat 3. Nu credeți că ar fi timpul să punem la punct? Să punem la punct o tehnică de descoperire a celui mai mic număr care se împarte exact. Tu ai dreptate că 63 este deștept. Da. Da? Dar eu descompus. Așa. 7 rămâne 7. N-avem ce face. Apoi 21, 7 ori 3. 21 înseamnă 7 ori 3. Și 9, 3 ori 3. Și 9... egal cu 3 ori 3 sau 3 la a doua. Uh-huh. E un pic la... Da? Da. Tu știi bine, 3 da? 3 ori 3 și 3 la a doua ne indicăm de câte ori este 3, da? Da. Bun. Și atunci? Cel mai mic. Cel mai mic număr. Cel mai mic. Multiplu comun. Așa se numește. Cel mai mic multiplu comun. Este 7 ori 7. 7, avem... Atenție, 7 numai la întâia, că dacă ar fi și la a doua, l-am luat pe la, ăla, deci la a doua. 7 ori 3 la a doua. Ori 3 la a doua. Adică 9. Deci, insist pentru prietenii noștri și pentru voi, fetelor, că dintre cei comuni, îl luăm pe cel care are exponentul cel mai mare. Am uitat de asta. Da? 7 la întâia, 7. Păi da, dacă faci mai greșit, asta e matematica. Cu cât se insistă mai mult? Vreau să am scris aici să nu înțeles pe tot. Aaa! Și ne dea mai mare decât 7, 9, 63. De cel mai mic. Și va fi 63, un multiplu de 63. 3. Da. Da? De 3 ori. De 3 ori 63. Deci am uitat de regulă asta. Da? Deci descompune și dintre cei comuni, luăm pe cei cu puterea cea mai mare, iată 3 și 3 la a doua, și 3 la a doua este deștept. Da? Deci, se iau și cei comuni și necomuni. Dacă ar mai fi și un 5 până v-ați trecurat, l-am luat și pe acela. Deci, notăm în cuvinte. Cel mai mic multiplu comun. Acum a scris eu acolo, da? Cel mai mic multiplu comun. Se găsește astfel. Da? Se găsește astfel. Două puncte. Astfel. Se descompune fiecare numitor în parte. Se descompune fiecare numitor în parte. În factori, în produs de factori primi. Se descompune fiecare numitor. În produs de factori. Da? Factori primi. Un produs de factori prime, adică numere prime. Și apoi, pentru stabilirea lui C, M, 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 C, pentru stabilirea lui C, M, 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 C, deci C, 3 de M și C, apropo de 3 de M, știți ce ar fi zis Davide? Dar nu scrie 3 de mâini, scria mă de 3 ori legat. Da. 2 de mă. În loc de 2 de mă. 2 de U a avut. Da, 2 de U, dar mi-a scris U. Deci 2 U, da. El zice U. E legat. Spuneți și povestea cu poate. Șmecherii mari asta. Hai să zic că mergem mai departe. Ce spune? Am luat ce-a spus? Apoi pentru stabilirea lui cel mai mic. Da. Luăm factorii
comuni și necomuni. Comuni și necomuni. În paranteze. Cei comuni, dintre cei comuni, în paranteze, dintre cei comuni, dintre cei comuni, cei mai mari. Îi luăm pe cei care au exponentul mai mare, adică îl de sus. Dintre cei comuni, îi luăm pe cei care au exponentul mai mare. Exponentul, adică îl de sus, în paranteză, exponentul cel mai mare. Și uite, cât de clar este. 7 ori 9, da, egal cu 63. Dați una? Sigur că da. Okay. Dar să ducem la capăt acum. Da. Da? Deci egal că nu puteam lăsa asta în drum. Deci 63 împărțit la 7 pe prima cu 9. Deci numărul ăsta se împarte sigur la fiecare da. Parte. 63 împărțit la 7 cu 9. Și pe a doua cu 3. 63 împărțit la 21 cu 3. Mi-am amintit că zis ea că ne dă 3. Păi a calculat. A calculat Cristina, da? Da, da, da. Și ultima cu 7. 63 împărțit la 9, 7. Dea... Punem un singur numitor, că am învățat noi. 36. 63 numitor l-am pus. Da, și acum, 4 ori 9. 36 minus 15 plus 28 da. Pe 63. Da, și este egal și cu... este egal cu 21 plus 28 pe 63. 21 plus 28 49. Da, 49 pe 63. Ne interesăm dacă 49 pe 63 este prin ireductibile 7. Prin 7, așa, da. Prin 7. Îl vedem că 49 merge prin 7 și 63 știu că merge prin 7. Și îl dă 7 pe 9. Face 7 pe 9. Și nu se mai face. Asta este ireductibilă, așa rămâne. Da, nu mai continuăm. Iată, să spunem, da, să spunem 7 supra 14 minus 3 supra 21 plus 5 supra 2 este egal cu? Da, profesor, pe prima o simplificăm cu 7 și pe a doua cu 3. Ai, cât îi plac deloc. Dar ea sare repede. Nu-i plac fracțiile acestea care sunt reductibile. Da. Deci după aceea se ocupă ea de treabă, dar zice mai întâi să fac ce se caută 7 pe 14. Se poate împărți prin 7 da. Și ea da, devine... Și 1 pe 2, 1 pe 2. Prin 7, Cristina. A, da. Că 7 împărțit la 7 face 1 și 14 împărțit la 7 face 2. A. Deci o să am deci, 1 pe 2. Simplificăm fracția prin 2 și punem, prin, pardon, prin 7, Cristina, și punem în partea asta, da? Și face 1 pe 2. 1 pe 2 minus 1 pe 7. Iată și aici se sezează. Și aici spune că n-are, nu-i place deloc prin să vadă 3 pe 21. Prin 7, prin 3. Că 3 împărțit la 3. A. Dar tu stai o secundă, ce da. Faci tu? Unii ce, de ce greșești? Deci atenție, noi simplificăm, adică căutăm divizorul. Atât al numărătorului cât și al numitorului. Divizorul este 3. Și o să am acolo 1 pe 2 minus 1 pe 7 plus 5 pe 2. Plus 5 pe 2, care este mult mai și... odihnitor. Să ne ocupăm acum. Și numărul care se împarte la tot e 14. 14. Și prima cu 7, a doua cu 2 și ultima cu 7. Și atunci o să am 7 pe 14. Punem un singur numitor, a zis domnul profesor.7 minus 2 plus 35 pe 14 și o să fie egal cu 5 plus 35 pe 14 și o este egal cu 40 pe 14, care este o fracție supraunitară. E supraunitară foarte bine, dar despre ea ce părere ai? Se bate împărțit la 2. Prin 2, nu lăsăm așa, nu ne plac. Și este egal cu 20 pe 7, care nu se mai poate simplifica. Da, prin 2 și face 20 pe 7, deci simplificăm prin 2. La următoarea las-o pe Cristina să vorbească. Așa. Una tu, una ea, una tu, una ea. Așa. E corect. Da, da. Ca să avem clar că înțelegem bine. Da. Ia să zicem așa.
Cristina, 5 supra 5 supra 20 minus 4 supra 28 plus 3 supra 21 este egal cu? Deci 5 supra 20 minus 4 supra 28 plus 3 supra 21. Sunt reductibile, deci trebuie să le transformăm. Așa. De prima o simplificăm cu 4. De ce cu 4, Cristina? Cu 4. Am un bani, deci... Hai să vedem. Tu faci 20 împărțit la 5? Sau de 50 prin 4? Păi 5 ori 4, mă zic, dar nu știu, eu am... Atenție, atenție. Deci căutăm prin cine să se împartă și numărătorul, da, și numitorul. Prin 5. Da, prin 5. Da? Prin 5 simplifică. Și pe asta la altă? Tu lucrezi, tu lucrezi în ea. Da, prin? Chiar prin 4. Chiar prin 4, sigur că da. Prin 3. Și prin 3. Și atunci ce devine? Ia să vedem, prima devine. 1 pe? 1 pe 20. Dar hai, nu facem de la... Atenție, Cristina. Deci nu simplificăm, ci nu amplificăm, ci simplificăm. Asta înseamnă că prin 5 împărțim și numărătorul și numitorul. Deci 1 pe 4, 1 pe 4 minus 1 pe 7, 1 pe 7, da, plus 1 pe 7. 1 pe 7. Opa! Hai să vedem ce poți face. 1 pe 7 minus 1 pe 7? Plus 1 pe 7. Plus 1 pe 7. Adică plus 1 pe 7 scăzut, dintr-1 pe 7 scăzut 1 pe 7, nu faci asta. 2 minus 2. 0. Deci asta nu am nicio treabă. Fac 0 aici. Și ne rămâne răspunsul 1 pe 4. 1 pe 4. Da, asta m-am gândit și deci, eu. Deci totodată, iată cât idee deșteaptă ideea ca să poți să... Că minus și plus după. Sigur că da. Eu... Cu profesor, da, mai întâi o scădem și apoi o adunăm, deci totuși trebuie să facem. Nu. Pentru că nu mai întâi o adun și apoi o scade, păi, așa, dar mai întâi o scădem și apoi o adun. Nu contează. Să-i secundă, Daria. Explicați-i după. Da. Păi, Daria, 3 minus 3, cât e egal cu? 0, da? Da, așa, da. Și minus 3 plus 3? Minus 3, da. Tot 0 face. Am înțeles. Să se reduc. Da? 3 minus 3 fac 0 și minus 3 plus 3, că i-am scris într-o altă ordine, Daria. Uite ce am făcut. Pe minus 3 l-am scris primul și pe 3 al doilea. Da. Cu alte cuvinte, dacă schimbi termenii locul și cu schimbi, comuți, comutativitate, da, schimb. Dacă comutăm cu tot cu semn, când spune așa la clasă, învățătoarea vă nebunește până în clasa a patra, dar Daria o depășit-o, nu mai are așa stresul ăsta, dar învățătoarea spune așa, scăderea nu este comutativă. Și asta îi nebunește. Da? Spune așa. 7 minus 5 egal cu 2. Corect. Și clar că așa este. Dar zice, nu-i comutativ. Scăderea nu-i comutativ. Și este o mare greșeală care învățământul ăsta românesc se perpetuează. Pentru că și nu spune. Minus 5 plus 7. Și minus 5 plus 7. Că asta e cu plus dacă nu mi-e pun. El nu mai are cu 5 sagații, dar da, acum când îl are pe 5 în față, da, îi pun cu plus. Și minus 5 plus 7, tot 2. Dragilor, spunem că scăderea e comutativă, ne schimbăm, dar cu tot cu semn. Da. Și atunci îi ușurăm foarte mult. Ai văzut? Aici, Daria a avut o chestie, minus 1 pe 7 plus 1 pe 7, ce fac? Întâi zici, nu mai e bine 1 pe 7 minus 1 pe 7? Da, Daria. Deci, e limpede ce am spus acum, că dacă le schimbăm poziția cu tot cu semnul lor, ei sunt aceiași. Nu, tot se reduc. Dar totuși, dacă, de exemplu, nu am fi dat seama și am fi făcut unul pe patru, n-ar fi dat? Da. Dacă lucrai, deci, dacă tu spui așa, noi n-am fi observat chestia asta. Da. Că se reduc. Și am fi zis așa, egal, și hai să luăm. Hai să zic, 1 pe 4, da? Minus 1 pe 7, și pe primul am plus 1 pe 7, da? Nu observăm că se rezultă. Da, nu observăm. Fac 0 ăștia. Și pe primul amplificăm cu 7, că asta? 28 minute. 28 7, este. 7, cu 4 și cu 7. Cu 4 și cu 4. Și cu 4, da, vă scuzeți.
4 și 4. Și atunci o să am 7 minus 4. Deci e ca un singur numitor. Un singur numitor. Da, 28. 28. Și o să am 7 minus 4 plus 7. Și o să lăsăm pe Cristina să urmărească. Cristina, te rog. Ai înțeles ce, ce a zis Daria? Zici, nu observăm jocul dinainte. Și atunci, între 4, 7, 7, număr, numitorul 28. Comun este 28. Și alt pas o împărțim. 28 împărțit la 4 face cu 7, nu? 7. 28 împărțit la 7 cu 4. Și bine, 7 ori 1. 7. 7. Minus 4 ori 1. 4. Minus 4. Plus 4. 4. Și este egal cu? 7 pe 28. Nu? De ce fac? De ce făcut? Vă zic că nu observ asta. Facem calcul. 7 minus 4, 3, 3 și 4, 7. Păi și eu n-am făcut. Am înțeles, dar practic 4 minus 4 e la care scăpăm, da? Deci 7 minus 4, 3, 3 și 4 fac 7. Da. Dar de ce să mai muncim? Așa? Nu. Și supra 7 pe 28 și face mai egal, mai departe, acum simplificăm pe 7 și egal cu 1 pe 4, nu? Da, același număr, Daria? Da. Întotdeauna. Deci întrebarea ta... Iată, este... Ar fi fost și situația diferită. Da, ar fi... Ar fi merita, într-o astfel de situație când mi-aș putea diferit, stângeam lumina și plecam. Adică spun ce faci în matematica asta, chiar o luat-o în razna, ce... Ar fi chiar ciudat să ne diferit. Dar n-avea cu mama. Deci este imposibil să, să se întâmple asta, da? Cu alte cuvinte, din aceste ieșiții, ce am reținut, Cristina? Am reținut că în momentul în care operăm cu fracții, nu ne plac, nu intrăm în, în dialog cu ele, decât după ce le facem ireductibile. Deci, notați. Important. Important. Nu lucrăm cu fracții reductibile. Nu lucrăm cu fracții reductibile. Și subliniați asta. Foarte important. De când au pățit-o la lucrarea aceea, clasa 7-a, deci, și eu am învățat. Da, am învățat din necază acela. Punctez și insist pe treaba asta foarte tare. Pentru că dacă înțelegem că nu avem voie să lucrăm cu fracții reductibile, ne ușurăm foarte mult calculul. Ce ar fi însemnat aici, Daria? Ia să ne întoarcem aici. Ce ar fi însemnat să ne apucăm de lucru aici? Oh my god. Trebuia să vezi numărul care se împartă la, și la 20 și la 21 și la 21. Deci ar fi fost varză pentru noi. Cu riscul mare de a greși. Ar fi fost super, super, super. Da? Greu. Pentru că puteam să greșim foarte repede. Avea avut 7 ori 3, 4 ori 7. Acolo ia puteam să... Hai acolo să... puteam spune 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Nu putem convinge prietenii noștri, noi putem pregi. Noi putem convinge decât deci, dacă lucrăm concret. Să vedeți da. Ce dificil ar fi fost. Deci, nu vedem, da? Da. Deci, 20 egal cu cine? Ok, deci 20 este egal cu 10 ori 2. 10 ori 2 sau 4 sau, ori 5. Da, sau 4 ori 5. Iar 4 e 2 la 2. Da, 4 ori 5. Deci 2, merg pe mâna ta. 4 ori 5, ca de egal mai departe. Egal cu 2 la 2 ori 5. Că trebuie să fie, să fie numere prime. Adică 4 la rând, să scrii 2 ori 2. Da. Deci 28, care este egal cu 7 ori 2 la 2. 7, 4 ori 7, de ce să mă duci așa? Care face 2 la 2 ori 7. Da. Și 21, care este egal cu 7 ori 3 ori 7. 3 ori 7 și rămâne 3 ori 7. Și atunci noi am fi avut 2 la... Cel mai mic, vorbește? Cel mai mic multiplu comun, care ar fi fost 4 dintre ori 5... O secundă, Daria. Nu 4. Dintre 2, îl luăm pe cel care are exponentul cel mai mare. Amândoi sunt la fel. Deci 2 la 2. Dintre 5... E singurul, îl da, deci ori 5, da, ori 5, ori 7, ori 3, ori 3, ori 3, ori 7. Că și comun și necomun. Da, da, da și ori 3, mai ori 7. Și ori 7, wow. Că 7 deși de două ori, dar au amândoi același exponent. Și egal cu, hai să vedem ce număr ne dă. 4 ori 5, 20, că 2 la 2 face 20. 4, 4 ori 5, 20, ori 3 ori 7, 21. Și face 400... Profesor,
Da? Vă era foarte, foarte greu. Puteați să recuplea. Deci 5 ori 4, 20, 20 ori 7, care ne dă 140, 140 ori 3. Sigur că da. Și mai greu. Tot. Nu, 2 ori 1, 2, adică 2 ori 3, 4. Adică trebuie să le faci. Ia uite mă. 2 ori 1, 2, 2 ori 2, 4, că eu știu că 0 se pune la sfârșit. Știu asta. A, da, că nici cu 0 putem să lăsăm și să punem doar 20 și îl punem pe 0 la sfârșit. Sigur că da, la mulțile astea. Eu știu asta. La dar astea cu 0, da. Da, și am așa de chestia. De-aia am făcut așa, ca să spun pe cea dreaptă. Deci, da, așa am gândit. Bun. Și acum, 420 trebuie să împărțim la... Wow! Să mulțim! La 20! La 20! Vedem cum ce am făcut. Hai să luăm! Cu 21, luăm. Cu 21, că ați făcut 21, doamn profesor! Da, da, deci... Deci pe primul cu 20... Hai să luăm 20. Din nou, scrieți, vă rog! 5 pe cât? 5 pe 20... Da... Minus 4 pe 28... 28... Plus 3 pe 21... Și pe primul am fi cât făcut am zis 21. Că este 21, 21, 21, da. Da. Cât am zis că este 420. Și acum, Cristina, 420 împărțit la 20. 21. Am verificat încă 21. 420 împărțit la 28. Oare cât vine 420 împărțit la 28? Păi, trebuie să fac împărțirea, efectiv. Bate! Ne uitați-vă acolo, că v-a învățat domnul profesor. Noi avem acolo 7 ori 2, deci am avea 2 ori 5 ori 3. Nu 7 ori 2, 7 ori 4. Nu 7 28 ori... din cine este format? Din 7 ori 4. 4 ori 7. 15 ori 15. 15. 4 ori 7 și mai 5 ori 3. 15. 15. Da. Și celălalt... Și pe 21 cu cât oare? 21 cu 20. Normal. Sigur că dacă 20 ori 21 da. Fac 420, da? Oh my god! Și egal cum? Nu. Egal cu linii fracții. Cu denumitorul comun, Daria. Cu denumitorul comun, 420. 420. Și avem 105 minus. 5 ori 21 fac 105. 5 ori 4, 20, 0 scrie 2, 4, 60, minus 60. Minus 60. Plus 60, adică 105. Plus 60. Și este egal cu 60 5. Minus 60 sau minus 60 da. Cu 60. Este numai egal cu 105 105 pe 420. Pe 420. Și cred că s-ar împărți la... Și trebuie să-l simplificăm. 5. Păi nu lăsăm, nu. S-ar împărți la 5, prin 5, prin 5 obligatoriu? Da. Păi ultima cifră este... Este egal cu 21. 5 în 20, în 10 de 2 ori. 5 în 5 este egal cu 21 pe 84. Care din nou 84 și care se poate împărți la 7 și este egal cu 3 pe 12 care se poate împărți la 3 și este egal cu 1 pe 4. Ce greu! Gândiți-vă că așa s-a întâmplat cu cei din clasa a 7-a. Ei aveau și mai multe. Da, au avut și numere mai mari și în sfârșit. Și s-au dus că nu știe numere și dă-i cum nu simți, dă-i părți. Și au și greșit. Asta e, s-au și greșit finalul. S-au, au văzut că s-au încurcat foarte tare, rezultatul nu era. O pierdut foarte mult timp. O jumătate de oră și ieșiți o rămas de făcut. Vedeți cât e de important. Ce am zis acolo? Important ați, ați încadrat acolo sub da. Mea. Important. Nu lucrăm cu fracțiile reductibile. Nu lucrăm cu fracții reductibile. Nu ne plac. Da? Așa a scris aici, frumos. Mai mă întorc o dată, că nu vine să plec de la chestia asta. Cât de important este! Dacă cât de important este! Cât timp ne-a luat! Gândiți-vă că a trebuit să aflu numitorul comun 420, care a fost o treabă simplă. Greșești poate aici, nu descompui cum trebuie. Găsești numărul ăsta, când începi să împarți, că faci la mână. Da. Greșeli la împărțire, nu-ți dă împărțirea, nu se împarte exact, iar te super, iar te întorci înapoi. Și să sperăm că faci totul corect, dar îți consumă foarte, foarte, foarte mult timp. Pe când invers, după ce am simplificat, 1 pe 4 minus 1 pe 7 plus 1 pe 7 și egal 1 pe 4. Da? Cât de frumos. Dar profesor, este. Da. Da, 105 se putea împărți la 15. Că 105 se împărțea și la 105, mergea chiar prin 105. 105. Ah, da! I-a rămas unul. Și chiar de la 4. Sigur că da, sigur că da. Da. Nu ne-a venit în minte, nu deodată poți să vezi, dar mi-a plăcut că nu v-ați gândit așa deodată, pentru că am verificat cu ocazia asta.
când se divide un număr la 5, când la 3, când la 2. Când la 7. Asta zice domnul profesor, când se divide. Da, să ne dăm seama. Deci când se împarte exact, fără rest. Că ea nu știe divide, mă gândesc pe totul. Da, da, da. Divide înseamnă că se împarte exact, fără rest. Ce frumos a fost! Chiar îmi place. Cristina, cu cine alegem la ghișul ăsta? Nici la cu cine alegem? Nici la de minte. Deci, atenție, niciodată cu fracții reductive. Niciodată. Nu ne plac, cum ai zis. Nu ne plac fracțiile reductive. Nu ne plac. Vrem numai ireductibile. Vrei să-mi dai vreo ghișul de al tău? Nu, vrei să-mi dai vreo ghișul de al tău, dar... Da, dar o secundă, vreau să-mi termin exercițiul meu. Adică vreau să-mi termin ideea de lucru, Cristina. Deci vreau să, după ce am văzut cu adunarea și scăderea, acum să vedem înmulțirea și împărțirea. Deci, cu adunarea și scăderea, am terminat. L-ai învățat? L-ai învățat. De ce nu spui adevărul? Numai că nu ți-o numit profesorul. Nu ți-e frică, puiul. Nu ți-e frică. Te observ așa un pic că ți-e teamă. Nu, îți facă. Vreți să-ți spun ceva să mai ușoare decât la adunare? Da. Gata, m-am adus aminte. Păi e făcut la clasă, de ce? Ai ales, le-am numit așa. Deci n-ai spus lucrul așa, n-ai pronunțat cu gurița acolo. Profesorul nu a spus asta, dar l-ați făcut. Când ați făcut așa, cât înseamnă 3 cincimi din 100. N-ai făcut așa ceva? Da. Ne-am zis așa. Asta a pus la procente, n-a spus. Ce contează? Deci 3 cincimi din 100. Dar stați puțin, ce ați făcut, domnule? Imediat, așteaptă puțin, echivalent de un exemplu. Care dă 60. De ce faci 60? 100 pe 5, 20, 20, 3. 100 pe 1. Iată, ea zice 3 pe 5 ori 100 pe 1. Pentru că așa se face acum în clasă 5. Nu se mai face cum se face în clasă. Nu mai spui 100 împărțit la 5 și mulțit cu 3. Deci 3 pe 5 ori 100 pe 1. Și egal. Care 300 pe 5. Face 300 pe 5. Și care face 60, da? Da, deci tot 60. Deci tu ai făcut asta, vezi că știu să faci mulțirea. Și să împărțirea tot la fel. Dar acum, înainte de a... De ce să simplific eu aici să fac împărțirea? N-aș putea să o fac înainte și să fac simplificările astea, da? Da, așa am învățat. Adică acolo se-mi dea 1 și acolo 20. Și o să am 60 pe 1, adică 60. Adică 60. Da? Da. Deci cum se face înmulțirea a două fracții? Hai să scriem. Înmulțirea a două fracții. Cereți adunarea, domn profesor. Nu, lasă. A doua chestiune care am. Domn profesor, asta e a treia oară când scriu înmulțirea a două fracții, cum se scrie pe care... Da? Deci, da. Înmulțirea a două fracții. Am făcut odată la mine, odată la Davide și odată la... Fracții, da? Înmulțirea a două fracții. Cum se face? Numărătorii între ei. Deci nu se înmulțesc. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Și numitorii între ei. Asta să fie literă de lege. Da, literă de lege. Cum se mulțesc? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Și atenție aici, observații. Observații. Da, observații foarte importante. Nu lucrăm cu fracții reductibile. Din nou? Sigur, și aici. Nu ne plac. Da. Nu lucrăm cu fracții reductibile. Acum numai sus-jos, acum e lateral. Sigur. Și se poate, dacă avem mai multe deci, fracții, în afară de sus-jos, colo. Deci și sus-jos. Da. Și dacă avem mai multe... Dar de fapt,
De fapt este asta, că nu lucrăm cu fracții reductibile. Și faptul că simplificăm numărător cu numitor e de parcă facem mulțirea și trebuie să simplificăm fracția aceea. Deci ăsta e motivul care se întâmplă așa, da? Iată, concret. Ia să vedem așa. Să spunem, 3 supra 21 înmulțit cu 5 supra 20 ori 2 supra 9. Ne lăsați pe noi să facem și apoi... Nu, lucrăm, discutăm acum, suntem la ce pot. Nu, Daria, lasă-mi să-mi fac lecția. Lasă-mi să-mi fac numărul de profesor, ți-l fac eu aici. Așa. Zi, Cristina. Păi... facem 3 banuri. Zi, încearcă, zici banul. Ai zis vreo 3 ori 5 ori 2. Da. Facem exact cum spui tu. 3 ori 5 ori 2. Zi. Cât din e 3 ori 5, 15 ori 2? 30. 30. Deci egal cu 30. Supra. Jos. 21 ori 20 ori 4 ori 9. 21 ori 20, 420, parcă au făcut. 420 ori 9. 3780. Mergem la 3780. Și acum, o fi oare asta o fracție ireductibilă? Wow, ce mare număr. O fi? Nu. Măcar prin 10 se vede. Da, prin 10. Prin 10, da. Dacă e 0 și 0. Deci prin 10 o mers ăla. Și egal cu 3 supra 378. Și egal mai departe cu... Asta este ireductibilă, să vedem. Am mers prin 1. Păi e prin 1. Să nu mai spui din divizorul ăsta, că suntem și pe 1, că știi că mai greu dai două palme. Da? Nu se pune prin 3. Prin 3, că 7 și 8 face 15. Sau 7 cu 3, 10 și 10 și 8, 18, foarte bine. Și 18 ușor, da. Și avea ușor, da. 10, 18 părți la 3 merge. Deci înseamnă ne asigurăm, avem garanție că și, și numitorul se împarte la 3. Numărătorul numai care. 1 pe 126, domnul profesor. Deci 1 supra 126. Bine, da, bine. Deci 1 pe 126 e răspunsul. Da, profesor, și eu am făcut simplificarea și tot mi-a dat 2 pe 252 și tot a trebuit să-mi fac la 2 ca să văd 256. Dacă, iată, vezi tu, Daria îmi spune așa, că ea n-a mers pe ideea să mulțim numărătorii 3 și numărătorii 3, ci a văzut că 3 pe 21 s-a simplificat. Am simplificat prin 3 și... Este reductibilă prin 3, nu? Da, este simplificabilă și face 1 pe 7, nu? 1 pe 7. 1 pe 7 ori 4. 5 pe 20 se simplifică și el prin 5. Ori 4. Da? Și face 1 pe 4. Plus 2 pe 9. Ori, ori, ori. Ori, 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 da. Ori 2 pe 9. Ori 2 pe 9. Și 4 cu 2. Stop, stop, stop. Exact. Nu mi-am dat eu seama de asta. Asta-i. Da. 4 cu 2. Nu mi-am dat seama de asta. Da? Și 2. De asta trebuie să-mi pară din sigur că da! Deci tu n-ai văzut asta, ți-o dat 2 pe nu știu 5 și trebuie să simplifici. Dar o faci înainte de a mulți. Păi cât de frumos și de interesant este ca să nu te apuci să mulțești plus să împarți. Da, am împărțit pe lucru. Ce ai, e foarte tare. Și face, aici rămas, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Acum sunt mai atent, supra 7 ori, 7 ori 2, 14. Ori 9. Și face 1 supra. Cred că 126. Da. 126. Foarte important. Așa, se mulțesc numărătorii și numitorii și numitorii între ei, dar e foarte important ce am spus. Nu lucrăm cu fracții reductibile. Toate le facem reductibile și nu mulțim numărătorii și între ei. Numai că aici mai avem șansa să pe ăsta de aici cu ăsta de aici. Că tot ăsta e la numărător și ăsta e la numitor. Ăsta e motivul. Da? Ca să nu mulțim cum mi s-a întâmplat la Daria și până să împărțim prin 2, nesesizând că s-ar putea să fie... Te dau de exemplu. Te dau de exemplu. Ce vrei să fac? Ca să audă toată lumea că merită da, să răzțin. Da, profesor. Acum, orice greșeală e spre mine.
Așa este. Deci nu. Da, sigur că da. Din greșeala asta i-am atenționat pe prietenii noștri ca să fie atenți. Și au înțeles din ceea ce s-a întâmplat ție, am înțeles că este foarte important să se facă maxim de simplificări. Când nu mai avem încotro și constatăm de la un cap la celălalt că am făcut simplificările necesare, abia atunci ne oprim. Atunci ne apucăm să mulțumim numărătorii între ei și numitorii între ei. Bine? Bun. Facem niște lucruri așa de frumoase, interesante, încât ne ajung la inimă. Da? Așa vreau să spun că le rămân pentru totdeauna în minte astfel de lucruri. Ia să vedem. 15 75 înmulțit cu 3 7 ori 21 42. Domnule! Egal tu! O fac eu pe asta? Nu, hai să mă asculti. Tu lucrează înainte, Cristina, te rog. Poți să fac la început? Cu adică? Numărătorii între ei? Da, da. Și numărătorii între ei. Îți place ție să faci treaba asta? Da. De ce? Să vedem care e starea ta de bine. Să pare puțin mai ușor. Adică ce e mai ușor? Să faci mulțirile toate până la capăt? E greu. Păi da, 75 ori 7 ori 42? Dacă eu nu știu prea bine tabla mulțirii, dacă greșesc. Și dacă te obișnuiești așa, nu știi. Dar încearcă să depășești momentul ăsta. Că ți se pare ușor că zici numărătorii între ei, numitorii între ei. Dar de ce nu încerci să privești fracția asta? O fie ireductibilă? Nu. Prin cât ar trebui simplificat? 5. Prin 5. Hai să o simplificăm prin 5. Și zicem, stai. Egal cum? 1 pe... Merge de două ori. Două ori, da. Mă rog, odată. Rămâne rest. Doi. Coborăm pe 5. Pe 5. Așa, deci 1 pe 15. Înmulțit cu 3 pe 7. Este așa privită. Este ireductibilă. Ireductibilă. 3 pe 7. Și ori 21 pe 42. 21 pe 42, pierge prin 7 și face 3 pe 6. Dar asta care mai poate. Asta mai poate prin 3. De fapt trebuia să se zică deodată prin 21. Da. E 21 și 42 dublu aici. Deci deodată să spunem tuturor că este simplificabilă prin 21 și atunci obținem 1 pe cât? Pe 2. 1 pe 2. Acum, privești, fiecare este ireductibil în sine, da? Da. Dar privești 15 cu vreun numărător de pe aici. 3. Prin 3, sigur, cu 3. Simplificăm prin 3. 3. Și face aici, rămâne sus 1, că 3 împărțit la 3 face 1. Și 15 împărțit la 3? 5. 5. Și acum va fi egal mai departe cu 1 ori 1 ori 1, 1 supra... 5 ori 7. Ori 7 ori 2. 5 ori 2, 10 ori 7, 70. Uite, îmi pare rău că n-am avut răbdare să te las să mulțești. Dar te obișnuiești așa să faci. Da, sigur că da. Deja tu ai plecat din culoarul ăsta. Da. Le mulțesc. Eu știu doamna mulțire. Dar dacă nu prea știu bine. Dar nu că nu știu bine. Da. Chestia e înțelesă. Da, 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 da. E vorba de o muncă infernală, ca pe urmă să te apăsi și privești. 1 pe 70? Da. Așa nu, dar nu. Mi-a dat 7 pe 10. 7 pe 10? N-are. Ia uite. Ia să vedem. Deci, eu aici, da, și nu înțeleg de ce. Eu nu trebuie să faci, să... A greșit ceva? Nu, ați făcut corect. A greșit ea. Eu am auzit că ați pus acolo 1 pe 15 împărțit la 3 pe 7. Nu, am mulțit. Deocamdată m-am mulțit. N-am lucrat cu împărțirii, că exersăm pe... Deci eu am mulțire. N-am auzit pe ea. Inversată e tot acolo, da? Cristina, vreau să mă convingi că ai înțeles din tot ce am zis, da? Te rog. Ia să spunem așa. 11 pe 121 ori 7 pe
9, înmulțit cu 3 pe 14, este egal cu. Trebuie să găsim, trebuie să le facem reductibile și 11 pe 121 se simplificat cu... Prin cât ai putea să încerci cel mult? Printr-un divizor al lui 11. Da. Și divizorul lui 11, 1 și el însuși. Prin 11, deci. Deci te înfrământă să vezi dacă 121 se împarte la 11. Domn, ia să vedem. 121 dacă se împarte la 11. Ce bine, acum mă simt bine că am stat pe lângă ele, că ne-au învățat pe treacă. Și l-am reținut. Am reținut pe 11 la pătrat. Deci împarte exact, da? Așadar, zice, simplificăm asta prin 11. Da. Și vine 1 supra 11. Ori. Ori. 7 pe 9 este ireductibil. 3 pe 14 este. Da? Ireductibil. Dar acum să mai vedem așa. În diagonal. Păi zic. Cu 3, 9 cu 3. Deci, prin 3 simplificăm, da? Și 3 împărțim la 3, 1 și aici rămâne 3. Și facem 7 ori 1. Nu, da, mai vedem și 7 cu 14. 7 împărțim la 7, 1, 14. Deci, prin 7 simplificăm, da? Da. 1 și respectiv aici, 2, da? Și atunci? 1 pe 6. Vine 1, înmulțit cu 1 ori 1, 1. Supra 6. Și face în final 1 ori 1, 1 pe... Pe cine? Numărătorii 3 și numitorii 3, de bea acum. Am greșit ceva. N-ai pus pe 1 pe 11. Da. Și egal cu 1 pe 66. Da, și mie mi-a dat 1 pe 66. Da, 1 pe 66. Deci din nou foarte multă atenție, că fiecare trebuie să fie reductibilă. Să fie ireductibilă. Și după aceea vedem pe diagonale. Da, și după aceea în final când am controlat totul, înmulțim numărătorii și întregi. Deci ce îți place, ți se face la sfârșit. Numărătorii întregi și numărătorii întregi. La sfârșit că nu se mai făcut tot. Că nu se mai poate face altceva. Să mai vedem încă una și cu asta. Sper că mai convins, e corect, 10 pe 18, ori 3 pe 5, ori 7 supra 21, egal cu? Domn profesor, vă iubesc! Sigur! Declarație de dragoste așa înregistrată. Din tot sufletul. Da, da. Prin 2. Prin 2. Prima, printr-un 2. Da, și face cât? 5 pe 9. 5 pe 9. 5 pe 9. Dar știi, putem pune de sus 5 și 9 jos. Ca să nu mai scriem încă o dată, da? 5 pe 9. Gata, domnul. Al doilea este deja ireductibilă. Da. Și 7 pe 21? Prin 7. Și punem câte a rămas. 1 și 3. Și acum, te rog să urmărești și așa. Deci vezi, n-am mai scris. Da. Și așa pe diagonale. 3 merge cu 9 de sus. 3 cu 9 sau 3 cu 3 de aici, ca să nu mai pierdem timpul. Și 1, 1 punem. Și 9 cu 1. Mai nu 3. 9 cu 1, da. E impropriu spus, nu se pune problema. Alta simplificare. Ar veni 5 cu 5. 5 cu 5, sigur că da. Și 1 și 1 rămâne aici. Și acum cei care nu sunt tăiați, 1 ori 1 ori 1, supra 9 ori 1 ori 1. 9. 1 pe 9. Cât a băgat? 1 pe 9. 1 pe 9, da. Da. O să mai exersăm, dar se înțelege foarte bine că e vorba de faptul că facem numărător numitor și pe diagonale, dar tot un fel de numărător pe numitor, că căutăm numărător și numitor. Deci, asta mi-a plăcut, pentru că toate puteau simplifica.
Da, deci da, puteam domn să... Domn profesor, de când ați spus primele două fracții, eu deja mă pregăteam să tai, i-am tăiat. Sigur că da. Să zicem, 14 supra 196 înmulțit cu 5 supra 5 supra 6 ori 3 supra 10 egal cu? Da, dar asta n-a fost prea mult cu noi. Da, prima este reductibil prin cât ar merge? 2, prin 2. Prin 2. Da, 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 prin 2 pentru început, e corect. 7 pe 7 pe, hai să vedem. 98. 98. Corect. Ori 5 pe 6. Dar aici, dacă mai putem face ceva, nu ne-am apucat să descriu. Merge 3. Aici, aici pe loc, înainte de a mulți. Înainte de a rescrie o dată. 98. Nu, puiule, nu. Între 5 și 6, 5 pe 6 și 3 pe 10. Asta, asta am văzut-o. A 7 pe 98. Da, sunt reductibile. Și da, diagonală. Da, diagonală mai putem lucra. Aaaa. Deci, atenție, putem lucra la asta încă. Păi ce am lăsat-o, sigur că fiecare așa luată în parte este reductibilă. Dar 5 cu 10. Aaaa, da. Da, 2. Și 6 cu 3. Deci 1, 1 și aici 2. 2 și 1. Da. Și vom avea? 7. Deci 7 pe 98 ori 1 pe 2 ori 1 pe 2. 1 pe 2 ori 1 pe 2. Și vine 7 pe 2. Să vedem încă. Oare 7 pe 98 nu mai este încă reductibilă? Ce urmă prin 7. Prin 7 încercăm. Adică 98 dacă se împarte la 7, exact. Da. Dă 14. Deci vine 1 supra 14. Ori 1 pe 2, ori 1 pe 2, pulțim deodată. Ori 1 pe 4, nu? 1 pe 2. Că se poate parte din ea, nu? Din fracții mulțite. Și face 1 ori 1, 1 supra... Cât aveți? 54, 4, 16, 4, 4, 56, 1 pe 56. Da, da, așa. Deci 96 e cât? 14 la pătrat, Daria. 196 e 14 la pătrat. Puteam simplifica o dată. 14 la 196? Da, pe asta n-am ținut în minte. N-ai ținut în minte, dar este un pătrat perfect. Deci, de asta a fost rostul pe... 10 ori 10 și... Da, 11 ori 11, 10 ori 10, 12 ori 12, 144, 13 ori 13, 169, și 14 ori 14... Am practic cu... Nu căuta o legătură, că nu merge. Da. Trebuie să le înveți. Trebuie să le înveți, pur și simplu. Aici nu am cum să spun. Câteva dintre ele, să spunem că le știu. Da, câteva dintre ele, de tipul 4 la a doua, 16. Ah, păi da, 2 pe 2. 2 la a doua. 2 la a doua, 4, 6. Păi uite, Cristina a simplificat întâi prin 2 și după aceea prin 7, adică prin 14. Eu am simplificat prin 14. Și a dat 1 pe 14. Da? Deci ăsta a fost motivul. Exact, sesizăm un pic. Deci am mers prin 2 și prin 7, deci trebuia prin 14 la bun început. Și a dat 14 la numitor. Da. Și... deci e 14. Era 36 împărțit la 14. Bun. Da. Hai să facem și împărțirea a două fracții. Împărțirea a două fracții. Da? După ce am făcut adunarea sau scăderea, înmulțirea am făcut-o. Iată, la adunare să scădere, să repetăm, să ne fie clar. 54. 54. Au cam da. Opreți, da? Da, da, da. Corect.